Încă o dată Domnului și cerându-i ajutorul lui ca și în această seară să fie cu noi în studiul nostru, el să ne dea o inimă deschisă, o minte înțeleaptă, ca văzând cuvântul, înțelegându-l, să-l putem exprima, să-l putem trăi, să observăm într-adevăr, așa cum spunea fratele Liviu, că în fața noastră este avem o lecție, începem în această seară o lecție foarte importantă, intitulată O răscumpărare pentru toți, singura bază a împăcării. Este studiul nostru pentru cei care doresc să urmărească. Am ajuns în volumul 5, la pagina 421, capitolul sau studiul al 15-lea, O răscumpărare pentru toți, singura bază a împăcării. Iată, după ce am văzut în lecțiile precedente, printre altele, ce a însemnat căderea în păcat, ce a însemnat blestemul care a venit în urma încălcării poruncii lui Dumnezeu. Iată, acum vedem de data aceasta, o licărire de speranță, un lucru extraordinar de frumos arătat în Scripturi, această răscumpărare pentru toți oamenii. Vom observa și vom încerca să pătrundem și să vedem frumusețea acestei răscumpărări. Vom încerca să observăm marele dar pe care Dumnezeu l-a oferit, marea jertfă a Domnului Isus și toate aceste lucruri care le-a făcut El în mărețul Său plan pentru noi, dar nu numai pentru noi, ci așa cum spune chiar titlul, pentru toți. Voi da citire la câteva paragrafe, după care o să trecem și o să discutăm pe marginea celor amintite și pe care le vom parcurge aici. În primul rând avem un text din 1 Timotei 2, versetele 5 și 6. Cred că este, pe cât de cunoscut este acest text, pe atât este și de important el, mai ales ca și punct de plecare a studiului nostru. Textul spune așa, căci este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Această mărturie a fost dată la timpul ei. 1 Timotei 2, 5 și 6, cum aminte. Împăcarea între Dumnezeu și om a fost în întregime dependentă de prezentarea unei jertfe acceptabile pentru păcatele omului. Dacă sentința divină sau blestemul nu putea fi ridicată de peste omenire, aceasta rămânea ca un sechestru continuu care împiedica, numai un pic că văd că acum s-a închis un microfon. Așa, dacă sentința divină sau blestemul nu putea fi ridicată de peste omenire, aceasta rămânea ca un sechestru continuu care împiedica recuperarea sau restabilirea omului înapoi la favoarea divină, la părtășie și la viață veșnică, sub legea divină, singurul cuvânt al lui Dumnezeu către om ar fi: ești păcătos, prin încălcarea ta voită din Eden ți-ai adus necazul asupra ta, eu am pronunțat sentința morții în mod drept împotriva ta și nu pot înlătura sentința fără a-mi călca propria dreptate, însăși temelia tronului meu, a împărăției mele. Psalmul 89 cu 14. Deci condamnarea ta trebuie să rămână pentru totdeauna. Trebuie să o înduri dacă un înlocuitor acceptabil nu-ți va lua locul sub ea. Am văzut în mod clar că pedeapsa sau sentința împotriva omenirii n-a fost chinul veșnic, ci așa cum Creatorul i-a declarat simplu și clar lui Adam, a fost moartea. Ați presupune că a fost orice altă pedeapsă în afară de moarte ar însemna să presupunem că Dumnezeu s-a purtat necinstit cu Adam și cu Eva în Eden. Că el i-a informat greșit și i-a înșelat. Am văzut că o sentință cu moartea este o sentință dreaptă împotriva păcatului. Că viața fiind un dar condiționat,
Creatorul a avut un drept deplin să o revoce, dar nu se cere o capacitate mentală deosebită pentru a înțelege că o veșnicie de chin n-ar fi fost pentru tatăl Adam o pedeapsă dreaptă, din cauză că s-a împărtășit din fructul oprit. Chiar dacă acelui act de neascultare i s-a atașat toată vinovăția premeditării și a cunoștinței, care se poate imagina. Mai mult, n-ar fi fost drept să se fi permis ca o astfel de sentință a chinului veșnic să vină peste nenumăratele milioane de urmași ale lui Adam. Dar sentința morții, cu toți însoțitorii ei groaznici, boală, durere și necazul care a venit peste tatăl Adam și care a coborât în mod natural prin el la urmașii săi, deoarece un izvor necurat nu poate da un curent de apă curată. Toți pot vedea că este atât rezonabilă cât și dreaptă o sentință în fața căreia orice gură trebuie să tacă. Toți trebuie să admită justeția ei, bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Cunoscând clar pedeapsa pronunțată împotriva păcatului, putem ușor înțelege ce trebuie să ceară dreptatea ca plată acelei pedepse înainte ca blestemul se poate fi ridicat și acuzatul să fie eliberat din marea închisoare a morții. Isaia 61:1. Deoarece sentința n-a venit pentru că întregul neam omenesc a păcătuit, ci pentru că un om a păcătuit, așa încât acea sentință a morții a căzut direct numai asupra lui Adam și doar indirect prin el asupra rasei sale prin ereditate, și în deplin acord cu aceste fapte, dreptatea poate cere numai un preț corespunzător. Dreptatea trebuie să ceară, prin urmare, viața altuia în locul vieții lui Adam, înainte de eliberarea lui Adam și a rasei sale. Și dacă această pedeapsă ar fi plătită, întreaga pedeapsă ar fi plătită, o singură jertfă pentru toți. Întocmai cum un singur păcat i-a implicat pe toți, am văzut deja că Adam cel perfect, încălcătorul cel care a fost condamnat, n-a fost un înger, nici un arhanghel, nici un Dumnezeu, ci un om, de o natură cu puțin mai prejos decât a îngerilor. Prin urmare, cea mai strictă dreptate putea cere ca înlocuitor al lui, nici mai mult, nici mai puțin, decât unul asemenea lui Adam, sub condițiile asemănătoare cu a lui, adică perfect și fără condamnarea divină. Am văzut că nu s-a putut găsi niciunul ca acesta printre oameni, toți aceștia fiind din rasa lui Adam și prin urmare părtași prin ereditare la pedeapsa și degradarea lui. Prin urmare, s-a evit necesitatea ca unul din curțile cerești și de o natură spirituală să ia asupra sa natura umană și apoi să se dea ca înlocuitor o răscumpărare pentru Adam și pentru toți care au pierdut viața prin el. Printre îngerii care își păstraseră starea de la început și loialitatea față de Dumnezeu, fără îndoială s-ar fi putut găsi mulți care și-ar fi luat bucuroși sarcina să îndeplinească voința Tatălui și să devină prețul de răscumpărare al omului. Dar a face astfel însemna cea mai mare încercare, cea mai aspră probă la care poate fi expusă loialitatea față de Dumnezeu și, prin urmare, cel care își manifesta astfel devotamentul, loialitatea și credința, era vrednic să aibă cea mai înaltă poziție printre toți fiii îngerești al lui Dumnezeu, cu mult deasupra îngerilor, a domniilor și a puterilor și a oricărui nume care se poate numi. Mai mult, parte din scopul divin era ca această ocazie să fie folosită pentru a ilustra faptul că oricine caută să-și exercite propriile sale ambiții egoiste, paranteză cum a făcut Satan, va fi degradat, înjosit, în timp ce dimpotrivă, oricine se va fi înălțat corespunzător, oricine se va smeri cu totul în ascultare de voința și de planul Tatălui Ceresc, va fi înălțat corespunzător. Dumnezeu a aranjat planul său astfel încât să facă această trăsătură o necesitate, cu scopul ca în această manifestare a simpatiei divine și a dragostei față de lume să se poată acorda și o ocazie pentru manifestarea iubirii, umilinței și ascultării singurului conceput al Tatălui, Fiul Său prea iubit pe care Lui a plăcut să-L onoreze.
Așa cum am văzut, Domnul nostru Isus, pe care condiția sa preumană noi îl recun pe care în condiția sa preumană noi îl recunoaștem ca Arhanghelul, mesagerul cel mai înalt sau principal, Logosul, singurul conceput al Tatălui, plin de har și de adevăr, fusese până la timpul acela agentul Jehova în toată lucrarea creației și ca întâiul conceput fusese cu Tatăl înaintea creierii tuturor celorlalți și îl cunoscuseră intim. Îi privise slava și fusese canalul puterii sale. Și deoarece el era deja primul, principalul în împărăția cerească, după Tatăl, apostolul ne informează că această lucrare de răscumpărare, acest privilegiu de a executa voința divină în privința omului, i-a fost dat lui ca un semn al încrederii speciale și ca o favoare datorită onorilor care, potrivit legii divine, trebuie să fie legate de o ascultare, umilință și sacrificiu de sine atât de mare. Matei 23 cu 12, Iacov 4 cu 10, 1 Petru 5 cu 6. Cu încredere în Fiul și dorind ca El să obțină marea înălțare care venea ca rezultat a acestei credincioșii, Tatăl i-a dat lui prima dată ocazia, lui care în trecut se bucurase de întâietate în planul divin, pentru că astfel el să poată continua să fie cel mai important, ca în toate să aibă cel dintâi loc. Căci toată plinătatea și-a găsit plăcere să locuiască în el și prin el să împace toate lucrurile cu sine, atât lucrurile de pe pământ, cât și lucrurile din ceruri. Oamenii și îngerii de căzuți, recâștigând și împăcând pe atâția dintre ei cât se vor întoarce la favoarea divină sub cea mai deplină ocazie, făcând pace prin sângele crucii lui. Coloseni 1, 18 la 20. Mă opresc deocamdată aici, din citire. Iată, avem, cum spuneam, acest text chiar în deschiderea acestui studiu al Apostolului Pavel din 1 Timotei 2, 5 și 6, îl recitesc, căci este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Hristos Iisus, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Această mărturie a fost dată la timpul ei. Haideți în primul și în primul rând să privim spre acest text și să vedem ce lucruri esențiale, nu importante, esențiale, putem extrage având în vedere subiectul nostru, o răscumpărare pentru toți. Ce lucruri esențiale putem extrage din acest text, din spusele Apostolului Pavel? Ce putem noi observa din acest text ca și niște principii de bază ale studiului nostru, o răscumpărare pentru toți? Ce lucruri de bază esențiale putem noi extrage de aici în această direcție? Privind în acest text, dacă cineva ne-ar pune în fața acest text, și aș zice, no, ce pot eu înțelege de aici? Explică-mi ce pot eu înțelege de aici. Da, frate Liviu, te ascultăm. Da, mulțumesc, frate Dan. Cred că ceea ce putem extrage și ce minunat începe Apostolul Pavel să arate Dumnezeu mai întâi. Căci este un singur Dumnezeu. Textul acesta ne arată ca o tărie. Și apoi trece la al doilea aspect. Sub Dumnezeu există un mijlocitor între el și între om. Aceasta este prima lecție care putem extrage de aici și este foarte puternică lecția aceasta. Și aici putem merge și pe latura pe care deja am studiat-o. Dacă ar fi trei Dumnezei, o așa numită Trinitate, aici Apostolul Pavel înseamnă că o greșit. Deci mă opresc aici, sunt mult mai multe aspecte. Mulțumesc! Da, mulțumim frate Liviu. Da, iată fratele Liviu a amintit primele două, adică două aspecte pe care le putem extrage de aici, dar așa cum spunea el, o mai lăsat loc și pentru alte aspecte fundamentale care sunt aici. Da, deci am văzut iată acest aspect, un singur Dumnezeu în studiile noastre precedente de la începutul acestei cărți.
S-a tratat și această problemă destul de pe larg în ceea ce privește cine este tatăl, cine este fiul, cine și așa mai departe. Iată un singur Dumnezeu, un singur mijlocitor. Primele două aspecte foarte importante. Frate Nicolae Zoicaș. Mulțumesc. Așa, după cum învățăm, marele judecător al Universului, când a pronunțat sentința, a fost o sentință irevocabilă. Deci nu și-a putut retrage înapoi condamnarea. Era imposibil să-și încalce dreptatea. Iar cel condamnat era pe drept condamnat. Și atunci când a fost condamnat, tribunalul n-a prevăzut niciun fel de reabilitare a lui. În nicio formă, sub nicio formă. Vina sa n-a putut fi iertată. Dar s-a putut face un aranjament care izvorăște din iubirea divină, acela de a împăca dreptatea. De a satisface dreptatea printr-o altă jertfă care să preia vina celui vinovat. Mulțumesc. Da, deci iată, fratele Nicolae aduce în atenția noastră acest aspect și anume că omul a fost condamnat de justiția divină, dar e foarte important, cum subliniază și autorul, la ce a fost condamnat omul? La moarte. Deci aici cred că este un alt aspect fundamental al discuției. Ceea ce de multe ori am amintit și s-a amintit în studiile noastre, omul nu a fost condamnat nici la chin veșnic, nici la purgator, nici la nimic, orice altceva de felul acesta, ci a fost condamnat la un singur lucru, la moarte. Și atunci, iată, vedem ca să trebuia justiția divină, dreptatea trebuia să fie satisfăcută prin cineva care trebuia să se dea la moarte. Da? Frate Petru? Pacea Domnului, dragi frați și surori, mai vreau Pacea. să eu aici la această întrebare un răspuns. Evident că acolo a intrat în activitate chiar de la început neascultarea și atunci sentința care o dă Dumnezeu, fiindcă ai ascultat de glasul femeii tale, evident că îi dă și sentința. Dar vedem că din țărână ești, în țărână te vei întoarce. Dar interesant, la momentul potrivit, iubirea, vedem că le-a spus când profesorul veni și a amintit că iubirea lui e fără de margini și va avea milă și va trimite un eliberator, cum Pavel începe, un mijlocitor. Și vedem că la momentul potrivit s-a prezentat eliberatorul. Dar vedem că prin profeți vestea de el, dar lumea nu l-a așteptat, nu l-a dorit. Vă mulțumesc! Da, mulțumim. Haideți tot aici, cred că aici ai mult de discutat, dar, da, sora Năstafă, te rog. Da, doar un gând, frate Daniel, fratele Nicolae, a amintit anumite lucruri și dintr-un punct de vedere e drept. Numai că chiar în Geneza, capitolul 3, nu-i ca și cum iubirea lui Dumnezeu a intervenit după ce a păcătuit omul, măi, ce-i de făcut? Aha, stai că avem o cale. Nu. În planul lui Dumnezeu, în preștiința lui Dumnezeu, toate au fost prevăzute. Nu că le-au făcut în așa fel să cadă, pentru că pe Adam l-a informat. Ai destui pomi, poți mânca din tăzi, dar din acesta din mijlocul grădinii, nu. Deși Tatăl Ceresc o știut că nu va asculta. O știut, da. Versetul 15. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Deci iată, îi ca un fel de speranță. În preștiința tatălui tot ce a fost prevăzute, nu l-a surprins nimeni cu nimic. Da, atâta. Poate că n-am înțeles Da. eu bine, dar mulțumesc. Da, așa este, sora Năstafă. Cred că fratele Nicolae
a prezentat acest aspect din punct de vedere al omului în ceea ce privește într-un mod juridic. Deci nu se putea realiza eliberarea nici dintr-un punct de vedere. Sigur că dacă ne ducem și din punct de vedere al lui Dumnezeu, sigur că el are această calitate, printre altele, de a ști, a cunoaște toate lucrurile înainte de a se întâmpla. Sigur că nimic nu l-a luat prin surprindere, dar vedem că pe om l-a creat cu voință liberă. Dar revenind la textul nostru, ca și o întrebare ajutătoare sau, cum să zic eu, adiacentă textului. De ce era nevoie ca să aibă loc împăcarea? De ce era nevoie ca să aibă loc împăcarea? Tot de aici din text putem observa. Și sigur și din ceea ce am citit, ce fratele Rusel scrie aici. Da, frate Morariu, te ascultăm. Da, vă mulțumesc, multe pace, fraților. Pacea. E foarte adevărat ceea ce se spune, ceea ce învățăm în legătură cu aspectul. Un pic, mi-a sunat telefonul și l-am închis. Este foarte adevărat că cu ceea ce învățăm, vedem de bine că ceea ce s-a întâmplat fără rezervă. Și aprob ceea ce spune un frate, ca să nu mă repet și eu, în consecință. Ce să zicem noi acum? El vede că nu este niciun om și se miră că nici unul nu mijlocește. Atunci brațul lui vine în ajutor și neprihănirea lui îl sprijinește. Spunea profetul Isaia în capitolul 59 cu versetul 16. Și m-am gândit că dacă nu era niciun om să stea în locul spărturii făcute de cel rău, cum spune un alt context biblic prin Ezechiel, pe undeva, nu mai duc aminte, dar așa ceva este scris, atunci un alt profet vorbește cam în felul următor. Și zic eu, și după părerea și înțelegerea mea, este limpede. De ce trebuia ca acest lucru să se întâmple? Uite ce zice în Psalmul 40, versetul 6. Tu nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile. Nu cer nici arde de tot, nici jertfă de ispășire. Atunci am zis, iată-mă că vin. În sulul cărții este scris despre mine. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele. Dacă ne ducem în 1 Petru, capitolul 1, versetul 20, vom vedea acest adevăr care este de necontestat chiar de la întemeierea lumii. Dacă ne ducem în Apocalips și privim în scena din capitolul 13, ultima parte a versetului, vom vedea că aceste lucruri erau predestinate, deci erau prevăzute de Dumnezeu înainte de căderea omului, fraților. Și eu așa le văd și le înțeleg, căci proba lui Adam a fost un examen eșuat, vorba unuia din politicienii noștri români. Dar este problema că Dumnezeu a prevăzut, cum spunea și cineva, că o găsit un eliberator, unul corespunzător, că dintre oameni am citit că nu a fost nimeni. Și după aceea, apoi s-a găsit unul care, iată cum s-a raportat și cum a vorbit profeții despre cel care a venit să facă și să îndeplinească toate aceste lucruri potrivit cu legislația lui Dumnezeu de drept, fără să fie încălcate. Vă mulțumesc! Da, mulțumim, frate Morario. Da, așa este. Revenind la întrebare, de ce era nevoie ca să poată avea loc împăcarea? Studiul nostru se numește împăcarea în întregul lui, se numește împăcarea omului cu Dumnezeu. De ce era nevoie pentru ca să aibă loc această împăcare? Da, frate Cornel?
Pacea Domnului. Pace. Noi dacă citim în Ioan, unde ne spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, ca oricine va crede în el să aibă viață, să poată să-și câștige viața. Deci Tatăl Ceresc, din marea lui iubire, i-a părut rău de căderea omului. Dar experiența cu răul la om a fost foarte necesară și asta l-a făcut pe Dumnezeu ca să-l lasă pe om să experimenteze răul, care după când îl va ierta și va trece în împărăție, să nu se mai întoarcă niciodată la rău. Mulțumesc! Da, mulțumim. Este foarte adevărat. Aici, la această întrebare, e un singur cuvânt de rostit. Da, frate Pătru? Trebuie să înțelegem un lucru. Omul păcătos nu a mai putut comunica cu Tatăl Ceresc până nu a fost împăcat și împăcarea nu s-a putut face de către om numai prin mijlocitor care a fost și vedem că trebuie să se corecteze ca să poată sta de vorbă cu Tatăl Ceresc. Da, așa este. Da, altcineva? De ce era nevoie ca să aibă loc împăcarea? Frate Nicolae? Aici este în cartea lui Iov, capitolul 33, există o frumoasă expunere a condamnării și a iertării. Reabilitare. Și se vorbește de un om oarecare ipotetic și zice despre el în versetul 19, prin durere este mustrat omul în culcușul lui când o luptă necurmată îi frământă oasele. Ar putea să fie Adam, gândesc eu. Atunci el îi este greasă de pâine, chiar de bucatele cele mai gustoase, mai alese, scuze. Carnea îi se prăpădește și piere, oasele care nu îi se vedeau rămân goale. Sufletul îi se apropie de groapă și viața de vestitorii morții. Dar dacă se găsește un înger mijlocitor pentru el, unul din miile acelea care vestesc omului calea pe care trebuie să o urmeze, Dumnezeu se îndură de el și îi zice îngerului, izbăvește-l ca să nu se pogoare în groapă, am găsit un preț de răscumpărare pentru el. Și atunci carnea lui se face mai fragedă ca în copilărie. Se întoarce la zilele tinereții lui. Se roagă lui Dumnezeu și Dumnezeu este binevoitor. Îl lasă să-i vadă fața cu bucurie și îi dă înapoi ce? Nevinovăția. Numai un om a fost făcut nevinovat și a devenit vinovat și prin el toți s-au născut vinovați și la un singur om îi se dă, poate da înapoi nevinovăția. Mă gândesc că aici poate fi Adam. Atunci el cântă înaintea oamenilor și zice, am păcătuit, am călcat dreptatea și n-am fost pedepsit după faptele mele, adică n-am fost pedepsit cu o moarte veșnică, cu alte cuvinte. Dumnezeu mi-a izbăvit sufletul ca să nu intre în groapă și viața mea vede lumina. Care lumină? Lumina care luminează pe orice om venind în lume, zice în Evanghelie. Iată, acestea le face Dumnezeu de două ori, adică în 2000 de ani, biserica de trei ori și a 3000 de ani cu omenirea, ca să se ridice din groapă, să lumineze cu lumina celor vii. Bun, punct. Acest om se pare că se va căi, după cum se vede. Dar nu toți se vor căi din experiența cu rău și vor merge moartea a doua. Mulțumesc! Da, mulțumesc, frate Nicolae. Aici, fratele Nicolae a atins exact la un moment dat acest aspect. Pentru ca împăcarea să poată fi posibilă, era nevoie de răscumpărare. Și tot eu, dacă bine mi-amintesc, eu spune undeva, nu mă rețin exact unde, știu că Mântuitorul meu este viu și trăiește și se va arăta la sfârșitul
zilelor, da, răscumpărătorul meu, mântuitorul meu este viu și trăiește. Da? Sora Năstafă, mai avut mâna ridicată și apoi fratele Da, Liviu. acele cuvinte, numai fiecare avem felul unul de a ne exprima. În primele cuvinte chiar amintea, pentru că dreptatea lui Dumnezeu l-a condamnat pe drept Adam și de acolo trebuia să fie plătit un preț corespunzător. Altfel nu se putea. Mulțumesc! Da, mulțumim, Sora Năstafă, frate Liviu. E interesant cum fratele Rusel dă în cartea de întrebări un răspuns la întrebarea asta ta, frate, da. El întrebat aici, zice, de ce i se dă a doua încercare lui Adam? Pagina 6 este din cartea de întrebări. Și aici fratele Rusel spune, un prim aspect poate ar putea fi acesta. Așa a vrut Dumnezeu. Doi, Dumnezeu n-a făcut așa aranjamente încât Adam să fie corect informat. Fratele Morariu spunea lucrul acesta de urmările păcatului. Deci, scuza aceasta o a avut-o. Deci, cele două motive sunt foarte plauzibile în cazul lui Adam. Și, mă rog, așa cum frații spun. Sigur că Biblia ne arată că, de fapt, Adam n-a fost înșelat. Doar mama Eva a fost înșelată. Și atunci, sigur că mulți își pun problema și spun cei apropiați nouă. Nu, el nu mai învie. Dar ce ne pasă nouă? Aceasta este chestiunea lui Dumnezeu și el a vrut ca omul să fie răscumpărat. Deci, și acest lucru este foarte important să vedem că Adam, deci, beneficiază de prețul dat de Domnul Isus și el în mod direct și noi în mod indirect. Noi eram în copsele lui când el a păcătuit. Mulțumesc! Da, mulțumim, frate Liviu. Da, acest principiu sau acest aspect îl putem urmări de-a lungul Scripturii. Și anume, câți oameni au păcătuit inițial, în mod direct? Unul singur, Adam. Iată, deci vedem și ceilalți au păcătuit indirect datorită faptului că fiind în coapsele lui Adam, ei toți s-au născut în păcat și fără de legi. Iată, viața cine va primi? Așa cum spune cuvântul, pe el și cei ce plâng împreună cu el, el fiind cine? În mod direct Adam și în mod indirect cei ce plâng împreună cu el. Deci, iată, vedem acest aspect este relevat și arătat și de Apostolul Pavel prin Roman. Cred că în felul acesta foarte, foarte clar. Da, Sora Nuță Mureșan, te ascultăm. Pacea Domnului la toți frații. Aș avea, Pace. frate, un verset de 1 Ioan la întrebarea ta. 4 cu 10. Te rog Dacă, să-l citești. 4 cu 9, dacă potrivește. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul său fiu ca noi să trăim prin el. Mulțumim. Da, mulțumim. Da, Pe scurt. acesta e. Da, așa este. Acesta sigur că este răspunsul la următoarea întrebare care am vrut să o pun, dar frații, prin luarea lor de poziții, cred că în mare parte au răspuns prin ce s-a realizat răscumpărarea? Prin plătirea unui preț și acest preț a fost viața perfectă a Fiului lui Dumnezeu. Da. Frate Morariu, te rog. Da, pe scurt, un cuvânt din Scriptură care ne spune exact la întrebarea ta, cum ai pus-o pe scurt, așa. Și așa și este. Citim în Efeseni un citat al lui Pavel care spune în felul următor, capitolul 2, versetul 13. Dar acum în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Deci iată care a fost dovada și care a fost demersul care trebuia neapărat să aibă loc în scurgerea timpului la vremea când s-a stabilit acest lucru, cum spune Galateni, capitolul 4, cu versetul 3, că la împlinirea vremii cel ce trebuia să vină a venit și a făcut această ispășire deosebită prin sângele
crucii lui. Deci eu cel puțin așa înțeleg, dacă este potrivit cu întrebarea, bine, dacă nu, oricum nu greșim cu nimic, este o realitate, că altfel nu se poate recâștiga dreptul dacă în numele care nu este un alt nume dat sub cerul oamenilor, care trebuie să fim mântuiți, fapte 4 cu 12, atunci îl găsim aici și îl vedem prin cine și cum s-o realiza. Vă mulțumesc! Da, mulțumim, frate Morariu, așa este, doar prin acest nume. Sora Maria Chiorean, te ascultăm, Sora Maria. Mulțumesc frumos, frate Dan, pasă Domnului la tăt. Câteva rânduri am citit. Zice, cunoscând clar pedepsa pronunțată împotriva păcatului, putem ușor înțelege ce trebuie să ceară dreptatea ca plată acelei pedepse înainte ca blestemul să poată fi ridicat și acuzatul să fie eliberat din marea închisoare a morții. Isaia 61:1. Deoarece sentința n-a venit pentru că întregul neam omenesc a păcătuit, ci pentru că un om a păcătuit, așa încât aceea sentință a morții a căzut direct numai asupra lui Adam. Mulțumesc frumos! Da, mulțumim, Sora Maria. Da, aspectele care le aminteam și înainte, și anume acest aspect că sentința a venit datorită neascultării primului om Adam, el a păcătuit și tot ceea ce înseamnă păcat și repercursiunile lui au trecut asupra tuturor oamenilor. Dar haideți să revenim la textul nostru. S-au amintit câteva principii de aici, din acest text, pe care până acum frații le-au adus în atenția noastră. Acum este aici, zice așa, după ce am văzut că este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Haideți să ne oprim puțin la această declarație. De ce era important de subliniat de către apostol acest aspect? Că această răscumpărare, această lucrare de mijlocire, el a fost făcută de omul Hristos Iisus. De ce este important acest aspect? La voia întâmplării scrie aici omul Iisus Hristos. Putea să scrie simplu: mijlocitor între Dumnezeu și oameni, Iisus Hristos. Dar iată, cred că ceva este mai adânc aici. Omul Iisus Hristos. De ce oare? Sau ce adevăr esențial, fundamental conține această declarație a apostolului Pavel? Da, Sora Năstafa. După cum am mai studiat, și conține o mare bază și un mare adevăr, și anume, în general, creștinătatea crede că o fă un Dumnezeu întrupat. Și aici spune clar, omul Iisus Hristos, sau, în altă parte, printr-un om a venit căderea, printr-un om vine hotărârea de iertare. Deci cred că și asta e baza tuturor lucrurilor. Domnul Iisus a murit în trup și a înviat spirit. Deci limpede. Dacă mai este și altceva, eu mulțumesc. Da, mulțumim, Sora Năstafă. Da, frate Iacob Bugă. Deci dreptatea lui Dumnezeu cere un preț echitabil sau un preț egal. Echivalent, așa. Și dacă omul Adam, omul perfect Adam, a păcătuit, trebuie ca tot un om perfect să plătească păcatul lui Adam, și de aceea se numește omul Iisus, pentru că așa a venit ca om, născut prin Fecioara Maria. Mulțumesc! Da, mulțumim, frate Iacob. Da, deci iată un aspect fundamental. Cine a păcătuit? Adam. Ce a fost, cum a fost el creat? Ce a fost el creat? Om perfect. Tot așa, justiția dreptății lui Dumnezeu nu cerea un preț nici mai mare, dar nu accepta niciun preț mai mic decât
Om perfect pentru om perfect. Și iată de aceea vedem că Domnul Iisus a trebuit să-și părăsească slava, cinstea, tot ceea ce avea înainte la Tatăl, se ia chip de om, dar fără păcat, așa cum spune Scriptura, omul Iisus Hristos, și în felul acesta, prin moartea sa, se ofere acest preț de răscumpărare echivalent sau echitabil conform justiției divine. Deci iată, vedem că Domnul Iisus nu a fost și om și Dumnezeu și pe cruci a murit, odată a fost Tatăl, odată nu a fost Tatăl, un fel de joc din ăsta, nu. El, când a părăsit gloria cerească și a venit pe pământ, a devenit om și punct. Așa ne arată Scriptura în multe locuri și în multe feluri. Da, frate Nicolae, te rog. Citesc în Matei 25, despărțirea oilor de capre, versetul 31. E vorba de judecata milenară a lumii. Când va veni Fiul omului în slava sa cu toți îngerii, va ședea pe scaunul de judecata domnie al slavei sale și toate neamurile vor fi adunate înaintea lui și va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oilor de capre. Și la oile a zice, binecuvântați fii tatălui meu de moșteniți împărăția. Iar la caprele, zice în versetul 41, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic. Deci să fim atenți cum manipulăm cuvântul, necesitatea experienței cu răul. Aia este capre. De ce nu învăța nimic din experiența cu răul? Mulțumesc! Da. Frate Liviu? Poate că o lumină aruncă și Roman capitolul 3, versetul 25 și 26 în direcția aceasta. Iată ce spune Apostolul Pavel aici. Pe care Dumnezeu l-a rânduit să fie jertfă de împăcare prin credința în sângele lui, ca să-și arate dreptatea lui, căci Dumnezeu în îndelunga sa răbdare trecuse cu vederea peste păcatele făcute înainte. Pentru că în vreme de acum să-și arate dreptatea lui, ca să poată fi drept și să justifice pe cel care crede în Iisus. Două aspecte importante trebuie reținute aici. Iată, Dumnezeu îi trebuia dreptate. Dreptatea era în omul Iisus Hristos. El nu era nici înger, nu era nici Dumnezeu. Și aici aș vrea să vă spun în paranteză, pe timpul lui Ceaușescu era foarte vestit pe marele predicator Iosif Țon. Și no, frații erau în vervă, că vai ce înțelepti. Și ziceau, frate, mă, hai să mergem până acolo. Era în Iris, cine cunoaște Clujul, deci o biserică acolo, baptistă, și ne-am dus acolo. Și să vedeți cum au tratat Țon aceste versete arătând. Când au ajuns că cine a murit pentru om? Ei, fraților, omul nu putea muri decât Dumnezeu a murit. Noi am zis, fraților, haide să mergem că ne-am lămurit. Deci Dumnezeu a murit pentru om. Iată dreptatea lui Dumnezeu. Unde a ajuns? Ei, Dumnezeu fiind drept, aici apostolul ne arată că să socotească drept pe cel ce crede în Iisus. Și acest lucru este foarte important. Deci apostolul trage ca o concluzie aici, că dreptatea trebuia satisfăcută. Și ea nu cerea mai mult decât unul asemănător lui Adam. Mulțumesc! Da, mulțumim, frate Liviu. Frate Ștefan, Tarcea? Vreau să răspund direct la întrebarea ta, de ce zice omul? Și voi veni cu Roman, capitolul 5, versetul 19, zice așa. După cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa prin ascultarea unui singur om, și acest om a fost omul Iisus Hristos. Deci nu a fost nici mai mulți, nici mai puțin, a fost omul Iisus Hristos, cea din tâi creatură, dintre toate creaturile divine, care a avut prioritate să facă acest lucru, pentru că și omul a fost cea din tâi creatură umană. Da? Și de aceea
a avut prioritate. Când s-ar pus întrebarea cine să duce, sub cărții este scris, păi prioritate a avut cel din tâi. Ei, dacă ar fi refuzat cel din tâi care a avut prioritate, așa cum în lege întâiul născut avea o prioritate față de ceilalți frați, tot așa și Domnul sau prima creatură a avut prioritate de a face acest serviciu. Și de aceea spune omul Iisus Hristos. Mulțumesc! Da, mulțumim, frate Ștefan. Cred că este foarte bună această scriptură în această direcție. Mulțumim! Sora Maria Chiorean, te rog! Mulțumesc frumos, frate Dan. Am trei versete din Romani. Și 5. Zice, dacă deci prin greșeala unui singur moarte a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primești în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acel unul singur care este Iisus Hristos. Astfel, dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viață. Că după cum prin ascultarea unui singur om, cel mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Mulțumesc frumos! Da, mulțumim, sora Maria! Da, versetul amintit de fratele Ștefan, doar mai în față, sigur, iată, vedem necesitatea acestui lucru. Da, frate Nicolae Zoica, și te ascultăm. Vreau să confirm ce a spus fratele Fănică. În Roman, capitolul 1, versetul 2 și 3. Și vorbește despre Evanghelia lui Dumnezeu pe care o făgăduise mai înainte prin proroșii săi în Sfintele Scripturi. Ea privește pe fiul său născut din sămânța lui David în ce privește trupul. Mulțumesc! Da, mulțumim! Frate Pătru? Aici mai vreau să adaug două versete care în Ioan le scrie chiar pentru cei credincioși, prea iubiților, să nu dați din capitolul 4 din 1 Ioan. Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroși mincinoși. Duhul lui Dumnezeu să-l cunoașteți după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. Iată că asta sună exact la cei care studiază Biblia. Da. Da, orice duh care mărturisește pe Iisus Hristos venit în trup. Da, frate Morariu? Da, se răspunde exact la întrebarea pusă de tine, frate Dan Pașa. Este limpede. În 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 46 și 47, se slușește acest adevăr și vă mai dau încă două citate biblice. Dar întâi vine nu ce este duhovnic, ci ce este firesc. Ce este duhovnicesc vine pe urmă. Aici versetul 47 clarifică. Omul din tâi este din pământ, pământesc. Omul al doilea este din cer. Deci iată, dragii mei, că cele două personaje erau identice. Unul la început fără cusur, iar după cădere se vede rezultatul. Iar trebuie să vină unul identic, fără cusur, ca să-l înlocuiască. Și unde îl găsim pe acesta? Îl găsim aici în Coloseni, capitolul 1, versetul 15, când zice: El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel din tâi și din toate zidirea lui Dumnezeu, după cum am relatat noi. Și apoi spune versetul 19, că Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în el.
și se împace totul cu sine prin, prin el, atât ce este pe pământ cât și ce este în cerul, făcând astfel pace prin sângele crucii lui. Cred că acest mare adevăr este de necontestat din toate punctele de vedere și Domnul Iisus Hristos nu putea și n-avea nicio calitate, pentru că dacă nu era om, n-avea cum să-i se întâmple ceea ce i s-a întâmplat pe Golgota. Dar fiindcă el a îmbrăcat chipul omului, s-a îmbrăcat asemenea noastră, el a suferit ca oricare dintre noi aceleași suferințe care le simțim oricare dintre noi. Și fiindcă el a făcut lucrul acesta, el a fost desăvârșit, bineînțeles că tot ce s-a întâmplat, el a fost nevinovat în toate punctele de vedere, că el a fost desăvârșit. Pentru aceasta, el a putut realiza planul și realizarea răscumpărării fiecăruia dintre pământeni, la timpul potrivit, bineînțeles, vă mulțumesc. Da, mulțumim, frate Morariu. Frate Nicolae? În 1 Corinteni, capitolul 15, cu 45, ne vorbește de cei doi Adam. De aceea este scris, omul din tâi Adam a fost făcut un suflet viu. Al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viață. Dar să fim atenți. Nu când a fost Iisus om, a fost duh dătător de viață, pentru că în Apocalipsa 1:11 spune, am fost mort și sunt viu. Adică duh, în vecii vecilor. Eu am cheile morții. De, în această ipostază este al doilea Adam dătător de viață. Nu în timpul sacrificiului său. Mulțumesc. Da, mulțumim, frate Nicolae. Da, deci, iată, am putut observa de ce este important acest aspect subliniat, cred că foarte clar, de apostol aici. Omul Iisus Hristos. O întrebare la care deja frații și în special fratele Ștefan amintea deja răspunsuri la, un răspuns formulat la această întrebare. De ce sau cum s-a făcut această alegere, să spun așa, dacă e bine cuvântul, potrivit cuvântul, ca Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să fie acea ființă care să, sau acea persoană care să ducă la îndeplinire acest plan de răscumpărare? Și fratele Ștefan amintea că pentru ce el a avut întâietate, pentru că el a fost prima creatură, el a fost loial Tatălui, prin el, așa cum spune apostolul Pavel, s-au făcut toate lucrurile și așa mai departe, și prin el stau toate lucrurile și de aceea el a avut în toate întâietate, dar bineînțeles că acest lucru nu s-a făcut numai benevol. Și s-a amintit de către fras textul, iată-mă, trimite-mă în sulul cărții, este scris despre mine. Deci iată, a fost o hotărâre, o decizie benevolă a celui care a fost trimis de a face cu plăcere voia Tatălui său, voia lui Dumnezeu. Da, dar dacă cineva aici mai are ceva de adăugat, vă rog, frate Liviu, te rog. Da, mulțumesc, frate, dar foarte pe scurt vreau să amintesc. Îmi place expresia fratelui Russell din volumul 6, de la început, care spune așa: ne-l putem imagina pe Dumnezeu stând de vorbă cu sine însuși. El care a întocmit planul în sine însuși. Deci, în el, în acest plan, a fost prevăzută alegerea noii creațiuni, predestinarea ei, înainte de a fi orice. Și atunci, sigur că primul care a trecut pe dinaintea ochilor sau minții Tatălui Ceresc, cine să fie altul decât unicul născut? Și așa cum spunea fratele Ștefan, sigur că ocazia i s-a dat unicul născut. A răspuns? Cu siguranță că da, a răspuns. Și iată, ideea aceasta este minunată. Deci, când s-a auzit vocea, și acum mărește-mă, Tată, deci, ce-a spus Tatăl? L-a mărit și încă îl voi mai mări. Deci intenția Tatălui era ca această ființă, care era unicul fiu creat de Dumnezeu direct, să aibă această slavă, această mărire înaintea tuturor. Mulțumesc! Da, sigur, și cuvântul ne spune că datorită ascultării sale, el a fost înălțat mai presus de orice nume,
de orice este în cer și pe pământ, ca numele lui să se plece orice ființă din cer, de pe pământ și de sub pământ. Deci iată, vedem, are și este acest aspect al faptului că el a murit pentru toți. Da, frate Nicolae Zoicaș, te rog? O întrebare, dacă se poate. Da, mai avem o mână ridicată, dacă dăm voie fratelui Vasile sau sora Ana Cicio, le dăm voie lor să intervină și revenim la întrebarea ta. Pacea Domnului. Aș aduce un scurt paragraf. Te rog. Dumnezeu așa a fixat chestiunea încât Adam și rasa lui nu au putut fi răscumpărați decât prin găsirea unui om perfect, ca să fie dispus să moară voluntar pentru ei. Fiindcă n-a existat un astfel de om, Dumnezeu a aranjat cu Logosul singurul său conceput ca el să devină om și să fie răscumpărătorul rasii lui Adam și al tuturor copiilor săi. Mulțumesc frumos! Da, mulțumim! Sigur că acum noi cumva vorbim, nu știu cum să mă exprim, noi vorbim unele lucruri sau gândim unele lucruri cu mintea noastră. Deci, dar vedem că Dumnezeu este mai presus de orice și El are toate calitățile necesare să facă lucrurile cel mai bine și în modul cel mai deplin. Sigur că noi putem zice acum, păi putea și cu tare, putea și altă ființă, dar vedem că așa cum le-o întocmit Tatăl Ceresc, așa este cel mai bine, cel mai perfect și cel mai minunat. Da, sora Năstafă, te rog. Doar un gând și trebuie să nu ne supărăm că suntem frați. Fratele Liviu a mințit. În Ioan 17 scrie clar, adesea nu știu de ce greșim aici. Mărește-mă la tine cu slava pe care am avut-o înainte de a fi lumea. Nu ai de răspunsul, Tatăl, ce-am mărit și ce-o mai mări. Acolo unde zice, Tată, am proslăvit numele Tău, l-am mărit și îl voi mai mări. Și aici e versetul, și acum, Tată, versetul 5 din Ioan 17. Proslăvește-mă la tine însuși cu slava pe care o aveam înainte de a fi lumea. Am făcut cunoscut numele Tău oamenilor pe care mi-ai dat. Și așa mai departe. Deci la versetul în care Domnul exclamă, mărește numele Tău, l-am mărit și îl voi mai mări. Mulțumesc și scuze. Da, mulțumim, sora Năstafă. Da, așa este, este în altă parte. Am discutat tot aici în studiul ăsta, mai pe larg, nu cred că trebuie să mai revenim, mai pe larg atunci la cine s-a referit, unde spune despre mărirea numelui, a mări numele Tatălui în Domnul nostru Isus. Revenim la întrebarea fratelui Zoicaș, te rog. Frate Nicolae, mai ești cu noi? Frate Nicolae, dacă ne auzi. Cred că e picat netul, că mai de mult ieșit. O intrat iară, văd aici că îi, dar poate nu ne aude deocamdată. Vă rog microfonul, dar nu am cum. Tu trebuie să ți-l pornești, frate Nicolae. Eu nu ți-l pot porni. A, nu ți apare. Da, până când reușește fratele Nicolae să se reconecteze, dacă cineva mai dorește aici să mai adauge ceva. Dacă nu, haideți să mergem puțin cu citirea mai departe. Alegerea unei ființe spirituale ca să devină răscumpărătorul omului nu implică necesitatea sacrificiul existenței unei ființe spirituale ca preț de răscumpărare a existenței unei ființe pământești, chiar dimpotrivă. Dreptatea divină nu putea accepta sacrificiul unei ființe spirituale pentru om, după cum nu putea accepta nici sacrificiul vițeilor și țapilor ca preț de răscumpărare.
După cum sângele vițeilor și țapilor nu putea ridica niciodată păcatul, pentru că ei erau de o natură inferioară, tot așa moartea îngerilor sau a arhanghelilor nu putea ridica niciodată păcatul lui Adam, nici nu putea deveni o jertfă de ispășire potrivită pentru el, deoarece aceștia nu erau de natura lui. Viața omului a fost cea care s-a pierdut prin păcat și numai viața unui om putea fi acceptată ca preț de răscumpărare. De aceea a fost necesar ca Domnul nostru să părăsească gloria condiției sale preumane și să se umilească și să devină om, pentru că numai devenind om putea să dea prețul răscumpărării. Exact, iată, este arătat și aici ceea ce noi am putut observa și frații, surorile s-au străduit și ne-am străduit împreună să observăm aranjamentul lui Dumnezeu cu privire la omul Iisus Hristos. În timp ce scripturile arată că Domnul nostru s-a umilit prin lăsarea naturii spirituale mai înalte și luarea naturii pentru păcatul nostru, dimpotrivă, el s-a umilit astfel pentru a putea deveni jertfa pentru păcat și a plăti prețul nostru de răscumpărare. Apostolul arată aceasta în mod clar spunând, negreșit, nu în ajutorul îngerilor, ca și cum s-a referit la îngerii care au păcătuit, vine el, ci în ajutorul seminței lui Avram. Deoarece copiii pe care Dumnezeu a prevăzut și a intenționat să-i răscumpere și să-i elibereze din robia păcatului și a stricăciunii au fost părtași sângelui și cărnii, tot așa și el a luat parte la ele, la carne și sânge, natură umană, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să-i elibereze, Evrei 2, 14 și 16. El declară problema cât se poate de explicit spunând, căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Un alt text, 1 Corinteni 15 cu 21. Identic, dar în aceeași idee în care frații au dat și alte versete. Deci iată acest aspect al faptului că el a fost om, omul Iisus Hristos, este reiterat, este afirmat de mai multe scripturi, deci este mărturia a doi sau trei sau chiar mai mulți martori. Aici am făcut o paranteză. Așa. Apostolul Ioan dă aceeași mărturie spunând, și cuvântul a devenit trup, Ioan 1 cu 14. Cu aceasta sunt în acord și cuvintele Domnului nostru Iisus, după ce a venit în lume și după ce a ajuns la starea bărbăției, el a spus, Dumnezeu n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el, Ioan 3 cu 17. El nu dă de înțeles că lumea fusese deja mântuită sau că deja fusese făcut ceva pentru mântuirea lumii, în afară de trimiterea celui care avea să răscumpere lumea prin sacrificiul de sine. Primul pas în îndeplinirea misiunii sale a fost, după cum a spus Domnul nostru, Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească, adică în paranteză să-i servească pe alții, și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Marcu 10 cu 45. Aici avem dovada sigură că prin lăsarea gloriei pe care o avuse cu Tatăl înainte de a fi lumea și prin schimbarea naturii mai înalte cu natura umană, Domnul nostru nu-și dăduse viața ca răscumpărare, ci numai făcuse pregătire pentru lucrarea care era chiar înaintea sa. Acest lucru este mai departe confirmat prin faptul că de îndată ce a ajuns la starea bărbăției sub lege, de îndată ce a avut 30 de ani, s-a prezentat ca sacrificiu viu, consacrându-și viața, depunându-o așa cum a fost reprezentat în botezul său simbolic de către Ioan în Iordan. Acolo s-a împlinit profeția din vechime, așa cum arată apostolul. Iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. El venise să facă voia lui Dumnezeu, să ofere jertfa pentru păcate,
și prin urmare el nu oferise înainte. În acel act al consacrării sale, el s-a prezentat pe sine ca jertfă vie în serviciul lui Dumnezeu chiar până la moarte. Observați că la acest anumit punct, apostolul spune că el a pus deoparte sacrificiile tipice ale legământului legii ca să-l poată institui pe al doilea sacrificiu pentru păcate antitipic real, propria sa moarte și a membrilor săi pentru pecetuirea noului legământ între Dumnezeu și oameni prin el însuși. Mijlocitorul noului legământ. Și textul nostru ne spune același lucru, că omul, Hristos Iisus, a fost cel care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Nu logosul preuman, adică în existență, Domnul Iisus în existența sa preumană. Aceste pasaje cred că sunt doar așa o recapitulare a ceea ce am discutat noi. Vedem aceeași idee arătată și aici, și anume ce era nevoie, de ce era nevoie sau ce cerea justiția dreptății lui Dumnezeu pentru ridicarea omului. Un om perfect a căzut, a fost condamnat la moarte. Un om perfect trebuia să fie cel care să devină răscumpărătorul prin plătirea unui preț corespunzător sau echivalent. Și iată de ce au foarte mare importanță aceste lucruri. Doar o singură întrebare, că iată și timpul trece, o răscumpărare pentru toți. Ce presupune acest lucru? Ca el să fie o răscumpărare pentru toți. Ce înseamnă lucrul acesta? Că toți oamenii vor fi mântuiți? Sau ce înțelegem noi? Că cineva ar putea spune, păi uite, zice, un preț de răscumpărare pentru toți. Și atunci, indiferent ce faci, cum faci, îi pentru toți, toți îți mântuiți. Ce înseamnă acest lucru în lumina Scripturilor? Un preț de răscumpărare pentru toți. Da, frate Liviu? Da, mulțumesc, frate Dan. Vreau să-i mulțumesc surorii Năstafa pentru atenționare. Sigur, avea dreptate perfectă. Vreau să spun că aici este marea problemă când noi, de fapt, ne arogăm niște privilegii. Că suntem credincioși înseamnă că noi avem ceva în fața lui Dumnezeu. N-avem nimica. Dacă Dumnezeu nu ne răscumpăra prin Iisus, n-aveam nimica. Faptul că ne-a răscumpărat ne dă și o ocazie. Și iată, lecția noastră ne spunea, o răscumpărare pentru toți implică și o ocazie pentru toți. Nu viață veșnică, este doar o ocazie. Și aceasta se va prezenta sub forma trezirii din morți, așa, și ocazie de a avea posibilitatea să întoarcă cineva înapoi la, să spunem, perfecțiunea pierdută. Doar o ocazie. Și aceasta este atât de clară încât, iată, dacă pentru toți a dat răscumpărarea, înseamnă că toți trebuie să aibă ocazia și să se întoarcă înapoi. Dar, repet, ocazie. Mulțumesc! Da, mulțumim, frate Liviu. Deci, iată, vedem, aranjamentul lui Dumnezeu este de așa natură făcut și se duce la îndeplinire încât nimeni nu va putea spune, eu nu am avut oportunitatea, eu nu am știut, eu nu am auzit, eu nu am avut ocazia să-mi câștig viața. Deci aranjamentul lui Dumnezeu din acest punct de vedere este făcut pentru toți, dar aceasta nu garantează nimănui viața veșnică decât pe bază de supunere și ascultare. Viața veșnică a lui Adam depindea de ce? De ascultarea totală de Creator, de Dumnezeu, de Creatorul său. Din neascultare a venit păcatul. Tot așa, Dumnezeu a făcut acest aranjament prin omul Iisus Hristos și oferă tuturor posibilitatea să se reabiliteze, adică prin ascultare. Niciodată nimeni nu
poate și nu va putea să-și câștige viața fără ascultare de Dumnezeu. Aici vorbim ca principiu, nu intrăm în detalii. Acum, în viitor, principiul rămâne. Da, frate Morariu, te rog. Da, pe scurt, este o lucrare care cu adevărat, iată că este un exemplu și că ea și-a avut locul la timpul potrivit. Dar acum să nu uităm că și nouă ni se cuvine același gând, aceeași atitudine, aceeași poziție ca să fie potrivită cu felul în care noi suntem chemați să trăim în raport cu ceea ce se descoperi din Sfintele Scripturi. Zice Pavel în Filipeni, bine zic, capitolul 2, versetul 6. El măcar avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut că un lucru de apucat să facă deopotrivă cu Dumnezeu. Ia să vedem ce mai zice. Ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rău, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Când ne raportăm la acest gând, mă gândesc personal și îmi pun întrebarea, am fost eu gata atunci când am făcut acest pas de consacrare și de jertfire complexă pe altarul său, să îndeplinesc acestea condiții asemănătoare cu a Fiului lui Dumnezeu? Adică în ce sens? În sensul să nu am o altă părere, în sensul de a nu mă ridica undeva, ci de a da dovadă că am înțeles ce înseamnă smerenie, ce înseamnă ascultare, ce înseamnă trăire, ce înseamnă împlinire, ce înseamnă supunere și toate aceste lucruri, mai ales că noi suntem cei care, de fapt, cu scuze de rigoare, așa s-a și întâmplat. Eram vrednici de altceva și nu de un dar atât de minunat, nemeritat de fiecare dintre noi, dar Dumnezeu o găsi cu cale ca să își izbăvească făptura mâinilor sale din ghearele celui ce-o dus-o în o situație de felul în care se află omenirea întreagă. Da, eu cred că fiecare dintre noi ar trebui să ne gândim la aspectul acesta de a trăi dacă îl cunoaștem, de a trăi cum a trăit el, dacă îl cunoaștem, de a înfăptui cum a înfăptuit el și de a nu avea păreri și gânduri în alte și ieșite din comun, ci acolo în smerenie, supuși ascultători, să putem da dovadă că și cu adevărat și noi suntem oamenii care au înțeles. Dacă Fiul lui Dumnezeu s-a făcut așa, și a devenit așa, înseamnă că nici nouă nu se cade o cotă mai înaltă și din potrivă, cu mult mai mult respect și atitudine că o interveni pentru bunăstarea și ridicarea noastră din această stare în care ne găseam odinioară când trăiam după poftele înșelătoare și aveam gândurile noastre deșarte. Dar acum, iată că noi am înțeles aspectul acesta frumos al stării lui Iisus Hristos și dorim ca el să fie copia felului în care noi suntem gata să dovedim oriunde și oricând că avem o nădejde spre o speranță și că Hristos este cârmaciul vieții noastre. Vă mulțumesc! Da, mulțumim, frate Morariu. Tot în ideea asta îmi amintesc că citeam undeva că voi știți că în America a fost sclavia și la un moment dat a fost un decret de eliberare a tuturor sclavilor din această robie. Fiecare a fost de la stăpânilor înapoi, de unde au venit, de unde au fost aduși. Și citeam acolo că au fost unii care, deși a fost dat acest decret de eliberare, au fost unii dintre acești negri care, plăcându-le la stăpânilor, au refuzat să plece. Acest decret nu i-a obligat să plece, acest decret le-a dat posibilitatea să plece. Tot așa este și aici. Această sentință de eliberare nu îi obligă să se elibereze, ci le dă posibilitatea să se elibereze și să iasă de sub sentință. Da, sora Rosalia și o ultimă. Mulțumesc, frate Dane, dacă ar fi potrivit la ceea ce ai arătat și de altfel ai vorbit despre ascultare, în Roman, capitolul 5, versetul 19, o să te rog să citești și o să accentuez așa la sfârșit de verset ceea ce ai spus. Roman, capitolul 5. 5, versetul 19, mulțumesc. Da, este cunoscut acest verset, Roman 5 cu 19.
Da, căci după cum prin neascultarea unui singur om cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa prin ascultarea unuia singur, cei mulți vor fi făcuți drepți. Da. Mulțumim. Mulțumim Domnului. Ne vom apropia de încheiere. Nu înainte de a da citire manei de mâine, mana de zi, așa cum obișnuim, 21 septembrie, chiar dacă ar fi să umblu prin Valea Umbrei Morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Psalmul 23:4. Oile turmei mici nu se tem de niciun rău, căci ele sunt în favoarea Domnului, pentru că El este cu ele de partea lor și și-a arătat favoarea în prețul de răscumpărare deja plătit. El este cu ele, de asemenea, prin cuvântul făgăduinței sale, prin asigurarea sa, că moartea nu va însemna stingerea vieții, ci numai un somn netulburat în Iisus până la înviere. Nu este de mirare, deci, că aceștia pot umbla prin valea umbrei morții, cântând și făcând melodii Domnului inimile lor, chemându-și sufletele cu tot ce este în lăuntru lor să laude, să slăvească și să mărească numele mare și sfânt al aceluia care ne-a iubit și ne-a cumpărat cu sângele său prețios și ne-a chemat la moștenire împreună cu el, dragul nostru răscumpărător. Mana de seară, 20 septembrie, căci pâinea lui Dumnezeu este acela care se coboară din cer și dă lumii viață. Ioan 6:33. Cu cât oamenii sunt mai mulțumiți cu lucrurile lumești, cu atât sunt mai puțin înclinați spre lucrurile cerești. Și cu cât sunt mai satisfăcuți de lucrurile cerești, cu atât mai puțină poftă avem de lucrurile după lucrurile pământești. Noua natură se dezvoltă pe cheltuiala naturii vechi și ambițiile, speranțele și dorințele noi pe cheltuiala celor vechi. La fel, atunci când natura veche înflorește, aceasta se face pe cheltuiala celei noi în toate afacerile vieții. Haideți deci, dându-ne seama de deosebirea dintre hrana care piere și hrana care aduce binecuvântarea divină, viața veșnică, să o alegem pe cea din urmă, să ne hrănim tot mai mult din Domnul și cuvântul său, și astfel să ne hrănim în Domnul, să fim tot mai mult înțărcat de lume, de spirit, speranțele, de ambițiile ei. Ție cerească, o natură cerească, calități cerești, potrivite și pregătite pentru acea natură cerească. Arătător de viață, cel care poate să dea și dă această încercare. Marele nostru privilegiu este să fim distribuitori acestei pâini. Dați-le voi să mănânce. Cine are urechi să asculte? Două citate și spuse de Domnul Iisus. Mulțumind încă o dată Domnului și pentru această seară, vom încheia adunarea noastră cu o cântare. Cântarea este cea din Mană 96, iar după cântare o soră și un frate ne vor conduce în rugăciune. Dacă o soră și un frate, care doresc ei să ne conducă în rugăciune?